Bună ziua, doamnelor și domnilor! Tratăm astăzi tema, cealaltă față a vaccinurilor, lucru pe care fiecare susținător al vaccinării obligatorii ar trebui să le știe. Originea vaccinului este îngrozitoare. Napoleon a folosit vaccinurile pentru selecție. Cine a rezistat fără probleme a obținut un serviciu de stat sau un post în armată. Alții au rămas orbi, surzi, paralizați și mulți au murit. Pasteur a devenit renumit printr-un singur caz de succes aparent, care niciodată nu poate fi considerat relevant pentru eficacitatea unui vaccin, iar după aceea nu a mai fost nevoie să aducă alte dovezi suplimentare. Până astăzi, se pot detecta numai anticorpi, care însă niciodată nu pot fi o dovadă pentru protecția împotriva unei boli. Imunitatea nu se poate câștiga printr-un vaccin, ci doar printr-o infecție adevărată. Statistici ale îmbolnăvirilor dovedesc. Nu vaccinurile în masă, ci numai îmbunătățirea condițiilor de viață, igiena, hrana echilibrată, este răspunzătoare pentru reducerea bolilor. Un vaccin nu ne poate proteja niciodată de boli. El blochează doar procesul natural de vindecare. Urmare, cei vaccinați se îmbolnăvesc de altele, uneori de boli noi, sau fac boli ale copilăriei abia după pubertate. Ei trăiesc deseori boala mai greu, pentru că nu au substanțele naturale de apărare. În timp ce prin mass media se împrăștie temeri în rândul populației despre efectele nevaccinării, se ține sub tăcere conținutul total nociv pentru sănătate al adaosurilor vaccinurilor. Ele nici nu trebuie să fie declarate. Printre ele se află antibiotica, 98% o travă curată de nervi, ca și mercurul, formaldehida, interzis în construcția de mobilă, legături de aluminiu și multe altele. Crearea multor substanțe necesare vaccinurilor se produce pe baza celulelor genetice schimbate sau din material embrionar provenit din făt avortat. Urmările sunt deseori alergii, astm, diabet, meningită, autism, întârzieri corporale și intelectuale și nu rareori chiar și moartea subită a copiilor. Vaccinurile produc deseori mai multă suferință și moarte decât orice altă activitate omenească în întreaga istoria medicinei. Vaccinurile, o adevărată o afacere de miliarde, mai ales pentru industria farmaceutică. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă reașteptăm la următoarea ediție. La revedere!